Am întâlnit caz în care într-o familie a vorbit Duhul Sfânt și le-a spus un lucru și ei n-au ținut seama de el. Și li s-a născut un copil handicapat, un copil vai de el, bietul de el, picioarele nu-l puteau sluji, era pe cărucior cu rotile. Și știți cum îi zicea tata? Hai, handicapatule, încoace. Urât, urât, urât. Nu trebuie vorbit așa cu copiii, fraților. În momentul când tu îi spui la om handicapat sau vorbești urât cu el, cu copilul tău, tu poți pe dinăuntru să-l lovești în așa fel încât toată viața să aibă probleme.